Sunt întrerupt pe mare, când eram spre sfârșit deja și spuneam în filmare că la un borcan de 5 litri de alcool la 70 de grade, după ce îl strecurați și îl puneți într-un vas mai mare, și ca să-l aduceți la 40 de grade, vă trebuie 3 litri și jumătate de apă distilată. Și vă iese exact la 40 de grade protofiul. Dar oricum, puteți spuneți mai puțin și verificați. Dar dacă nu aveți cu ce să verificați, să știți că 3 litri și jumătate de apă distilată mergem la o porție când faceți. Acum, dacă aveți câțiva stupi, nu știu dacă mai merită să faceți cantitate mai mică, dar o faceți așa și o aveți pe mai mult timp și eu cred că e perfect. Eu am făcut două porții la 5 litri de alcool și 5 litri și ca să punându-le împreună, ca să le aduc ca să aduc protofilul la 40 de grade, mi-a trebuit 7 litri de apă distilată. Și e că așa facem protofilul nostru. Aici de acum știu ce buruieni am pus. E sigur că e bun și când ne trebuie l-avem făcut, gata. Uite, asta am vrut să vă arăt legat de cum se face protofilul. În altă filmare o să arăt și partea cum amestec buruienile toate, cum le tai pe cele care le strâng din câmp și eu cred că e destul de clar. Acum când am vrut să le aduc în borcan și să le aduc la sfârșit, zic că am zis ia să arăt și la cei care